0-100 în modul sport cu Megane GT Diesel, nu are mod launch control, am încercat, deci el se activează foarte simplu, tragi de clapete cu piciorul stâng pe pedala de frână, nu vrea, deci nu există, nici în N, nici în drive. Față de GT-ul 205 sunt unele diferențe pe care o să le discutăm imediat, până atunci să-l vedem cum pleacă în drive. Asta a fost 0-100 în drive. Una dintre diferențele majore față de varianta GT benzină, jos la consola schimbătorului, o să observați că la diesel nu avem poziție de plus și minus. Deci GT-ul diesel se poate controla manual doar folosind clapetele, deci exclusiv din clapete. În timp ce la GT-ul benzină aveai și posibilitatea de manetă cu plusul și minusul aferent. E o diferență despre care nu foarte multă lume a vorbit în prezentările GT-ului. Ori nu s-a observat, ori nu s-a știut. Și în modul manual. Să urmărim cutia și cum schimbă mașina în general la un mers normal în modurile, să spunem, eco, da? Deci iată ce înseamnă să mergi cu ea normal fără să ai pedala de accelerație la podea. Schimbările de trepte sunt insesizabile, cutia de viteze fără îndoială e din generația nouă. E aceeași cutie care este și pe modelul Clio RS, deci nu sunt diferențe. Bineînțeles, conceptual vorbind, probabil că rapoartele din cutie sunt diferite, dar mecanic vorbind, dacă vreți, ar trebui să fie cam aceeași. Și așa cum observați, liniară, nu simți schimbările de viteză. Este, după părerea mea, foarte asemănătoare în comportament cu o cutie automată cu convertizor ca finețe, însă bineînțeles scăpând de dezavantajul pierderii pe care o ai la convertizor, acele frecări suplimentare și generatoare de consum. Tot în modul mai eco, dar un pic mai rapidă accelerarea, ca să vedem cum reacționează și cu pedala, să spunem, un pic la jumate, așa cum se observă o dinamică foarte bună. Și la fel, senzația aceea de liniaritate extraordinară. De aceea oamenilor le place foarte mult dieselul, pentru că totul se întâmplă rapid și fără efort. Și e de remarcat acest lucru, adică acel cuplu pe care îl are motorul, îl simți. Poți interveni oricând asupra cutiei folosind clapetele, deci ducându-te într-un mod manual. Chiar dacă ești în drive, da, cu
posibilitățile pe care le-am mai expus și altă dată. În momentul în care renunți, deci un timp nu mai umbli la clapete, mașina revine singură în modul drive. Da? Așa cum se observă. Sigur, diferențele în modul RS sunt evidente pentru oricine. Modul sport, la fel, o plecare normală, deși nu înțeleg de ce ai pleca normal cu modul sport, dar așa ca idee, ca să vedem diferențele și cumva setările diferite. Eu cred că mașina, ca de altfel majoritatea modelelor cu cutie automată dublu ambreiaj, poate fi condusă foarte bine în restul timpului într-un mod economic, pentru că este suficient de rapidă și economică și confortabilă încât să nu ai nevoie, iar modul sport, evident, atunci când vrei să tragi de mașină, deci când vrei să conduci sportiv. Și când vrei să conduci sportiv, nu mai faci chestii, adică nu pleci cu pedala la jumate, pleci cu pedala la podea, evident. Tot în modul sport, o plecare mai rapidă puțin. Se observă diferențele față de modul confort sau modul personalizat pe eco. Da? Mașina nu este lentă, să nu înțeleagă cineva acest lucru. Este lentă în comparație cu anumiți competitori, dar e o mașină rapidă. Dacă știi să o conduci, îți va da satisfacție. Modul manual. Tot pentru a vedea reactivitatea cutiei. Schimbă incredibil de rapid, așa cum observați. Și la fel și pe retrogradări. Dar mie personal, la acest Megane GT îmi lipsește faptul că nu pot să manevrez din manetă, tocmai pentru că am senzația că aceste clapete sunt puțin la o distanță dincolo de zona mea de confort. Deci nu pot să le acționez decât cu vârfurile degetelor, cel puțin eu. Poate cineva care are mâinile mai mari, poate mai ușor. Oricum, o mașină foarte interesantă, acest Megane. Spun că este o mașină foarte interesantă pentru că în acest pachet GT ai acces la anumite lucruri la care nu poți avea acces în gama Megane, nici măcar opțional. Adică, în primul rând, ai combinația de 1.6 DCI cu EDC, ceea ce nu ai niciun alt model în gamă disponibil. Ai 1.5 DCI cu EDC, dar nu 1.6. Pe urmă, ai acces la pachetul șasiu și design exterior. Iarăși impresionant. Ai acces la aceste scaune deosebite. Totul la un preț, cum să spun eu, zic că e un preț corect, depinde. Sigur, mașina de față este pachetul GT plus ceva opțiuni, dar păstrând proporțiile față de modelul pe benzină, e o diferență de 2000 de euro între ele. Adică motorul benzină este mai ieftin cu 2000 de euro. Dacă la un moment dat, atunci când am prezentat, cred, 1.6 benzină, varianta GT, spuneam că o mașină de luat cu ochii închiși este acest 1.6 DCI GT, care nu a apărut la momentul respectiv, dar existau informații că o să apară. Și exact asta spunea, că e o mașină de cumpărat cu ochii închiși. În momentul de față, nu că m-am schimbat, dar conducând mașina,
Din părerea mea că în continuare ce am spus atunci la GT-ul benzină rămâne valabil. Este una dintre mașinile de cumpărat varianta pe benzină, adică la banii aia 22.000 de euro, GT-ul standard. Într-adevăr, parcă atâta costă, nu mai rețin dacă era 20.000 ceva sau 22.000, mă rog. Deci la banii respectivi, știu că era 24.000, parcă cu tot ce puteai pune opțional pe el, dacă mi-amintesc bine. Deci, într-adevăr, la vremea respectivă și acum, e o mașină deosebită varianta pe benzină. E mai dinamică în realitate și se simte mult mai dinamic decât acest diesel. Diferențele de consum sunt mici. În umila mea părere, după umila mea părere, care sunt un tip orientat spre economie, adică îmi plac mult mașinile care îți oferă costuri de utilizare rezonabile și sunt un fan al modelelor diesel. Totuși, diferența de consum, iată, am un 6.2 acum. Eu zic că media de consum pe acest Megane GT a fost undeva la 6 litri% real. Am folosit și aerul condiționat, deci fără aer condiționat, în condiții ideale, cred că un 5.8 se poate scoate cu acest Megane diesel. Un consum bun, un consum de mașină rezonabilă, compactă, da? Adică e un consum la care, până la urmă, și cu 1.5 DCI te aștepți cu EDC. Ei bine, diferența față de Megane-ul benzină, diferența de consum, bineînțeles, nu e așa de mare. Adică acolo aveam 7.6, 7.7, hai 8 să zicem maxim, da, dacă mergi normal cu mașina, în condițiile în care ai 7 trepte, ai launch control, ai comandă manuală și un preț cu 2000 de euro mai mic. Deci dacă ăsta nu e un pachet bun la benzină, atunci eu nu mai știu ce înseamnă mașinile. În timp ce la acest diesel, consumul, deci practic cât poți să scazi? Poți să scazi în condiții ideale 2 litri la 100. Deci să spui că dieselul pe varianta GT consumă 6 și benzina consumă 8. Da? Deci luăm valorile. De, în realitate, e posibil ca iarna dieselul să consume mai mult, deci diferența să fie mai mică, pentru că benzina se încălzește mai rapid iarna și poate să dea anumite diferențe în defavoarea dieselului. Deci la această diferență de consum de 2 litri la 100, mie mi se pare un plus să iei benzina. Adică e o mașină care într-adevăr se simte altfel, mult mai dinamic decât dieselul, mult mai rafinată, sunetul motorului este deosebit, în timp ce dieselul cred că face sens doar în momentul în care vrei neapărat această combinație 1.6 diesel cu EDC, la care nu ai acces altfel, și dacă ești dispus să dai banii aia suplimentari, într-adevăr ai o mașină cu valențe sportive. N-aș îndrăzni să o numesc sport, deci din punctul meu de vedere sport era dacă pe ea ar fi venit un motor de 2 litri diesel. Deci dacă venea un 2 litri ăla nou care îl pun pe Coleos acum, dacă ar fi venit aici cu 177 de cai sau cât are ăla, da, probabil că am fi avut un 0-100 în 7.9 sau 8.1 secunde. Cilindrea mai mare ar fi dat niște reprize mai înfigătoare în scaun, dacă vreți. Și per total feelingul mașinii ar fi fost un pic mai sportiv. În momentul de față, acest GT, care mie de altfel îmi place foarte mult, e o mașină absolut rezonabilă, totuși nu se diferențiază foarte mult de un model normal, în afară de pachetul estetic, bineînțeles. Deci ai 165 de cai, ceea ce nu mai sperie pe nimeni, nici măcar în clasa compactă, da? Deci cam toate modelele compacte serioase au motorizări de 150-160 de cai, le găsești fără probleme, nu neapărat la 1.6, da? Dădeam exemplu Mazda mai devreme, dar le găsești, adică sunt motorizări cu o dinamică, chestii de genul ăsta, 0-100 în
8,59 secunde găsești fără probleme în segmentul compact, fără să fie versiunile pre-sportive, cum este acest GT, dacă nu, o să apară Megane RS și iarăși începem discuția aia. O să vină la, o să bată Nürburgring, probabil, o să facă mai știu eu ce și iarăși o să o nebunească lumea că Megane RS e cel mai tare. Ok, dar ca versiune de trecere, deci de la un model normal Megane către RS, acest GT nu este atât de spectaculos pe cât mă așteptam eu personal și eu sunt un tip chiar rezonabil. Deci este o mașină pe care o simți ca un Mondeo de 180 de cai, ceva de genul ăsta. Deci cam așa se simte, adică sportivă, dinamică, așezată, cu marea realizare din punctul meu de vedere, șasiul cu for control, iarăși la care nu ai acces altfel, deci decât cumpărând una din versiunile GT disponibile pe Megane sau na, cumpărând un Talisman, dacă vreți neapărat comparația. Deci nu ai acces la for control și atunci, da, una peste alta, mașina este o mașină dinamică, civilizată la consum, dar un pic sub performanțe față de cei cu care se bate. Vorbesc de cei mari acum, nu, eu știu că am mai scos o anumită marcă, un model mai un pic mai sportiv. Nu, vorbesc de numele mari, de ST, de versiunile de pe Golf, Seat și da, care sunt. Deci sunt mașini cu o dinamică bună, cu motorizări diesel în general de 2 litri, care oferă o anumită performanță, la care acest 1.6, oricât ar vrea, oricât de performat ar fi, oricât de twin turbo ar fi, nu poate, pentru că e diferență, e o diferență de 400 cm cubi, mai pui un, face o motocicletă din cilindrea aia. Și inclusiv pe hârtie 0-100 în 8,8 secunde și viteză maximă 214 km pe oră nu sunt niște performanțe care să ridice părul pe tine. Gândiți-vă că orice SUV mai spălat din zilele noastre, inclusiv cele coreene, dacă stăm bine să ne gândim, fac un 0-100 în 9 secunde fără probleme. Și atunci cred că Renault ar fi făcut o mișcare deșteaptă sau ar putea să facă o mișcare deșteaptă, depinde și cum mai evoluează piața, introducând acel 2 litri pe GT. Cred că era mai inteligentă varianta, dar poate e și asta o versiune. Poate pur și simplu, poate asta au vrut să facă. Poate de fapt nu au vrut să facă un model GT care să se bată cu ST-ul de la Ford direct, ci nu. Ci să ofere o variantă mai potentă a 1.6 DCI cu pachetul ăsta GT, deci să ai acces la toate acele lucruri de care povesteam, la un preț nerezonabil, că asta spun, când e cu 2000 de euro mai scump decât varianta benzină, care e mai performantă și oferă un consum doar cu puțin mai mare, dar este realmente mai performantă și se simte. Deci în mașina aia, când te urci în GT-ul benzină și îl conduci, într-adevăr, în orice moment, indiferent că stai pe loc sau pilotezi, simți că e o mașină dinamică. Deși când stai pe loc, repet, cum se aude motorul și ambianța pe care o ai, deși pare aceeași cu cea de la acest diesel, totuși nu, senzația este complet diferită. Simți răutatea mai mult la benzină. Deci acest diesel e mai degrabă un, să spun eu, cred că e un fel de încercare a celor de la Renault. Ei tatonează acum sau au tatonat, sau poate așa au gândit-o. Aveau opțiunea acelui 2 litri nou să-l pună pe acest Megane GT în varianta diesel, dar cred că asta au vrut să facă. Asta e părerea mea, că m-am gândit de ce n-au venit, ei puteau, au atâta experiență, aveau motoare să pună, deci dacă voiau neapărat puneau 2 litri ăla și se termina discuția. Nu, cred că asta au vrut să facă, adică au vrut, sunt oameni care vor 1.6 DCI cu EDC și nu aveau această variantă, iată acum o au, da? Dom'le, vrei asta? Mai dai un ban în plus, ai primit și pachetul ăsta GT, o mașină dinamică, mă rog, cu anumite limitări pe care le-ați observat față de versiunea GT, importante din punctul meu de vedere,
Deci acea lipsă a comenzii manuale, nu ai launch control și deci până la urmă asta ce înseamnă? Că ești o mașină intermediară. De fapt, cred că asta este cea mai bună explicație, că acest GT diesel este de fapt un GT intermediar între versiunile normale și GT-ul benzină 205, care de fapt este veriga până la modelul RS. O mașină, eu zic că onestă, va fi foarte apreciată de cei care rulează mult pe autostradă, pentru că probabil rulează cu consumuri bune la viteze mari, adică undeva, mă gândesc eu, în zona de 7 litri, 7 litri și ceva la sută cu aer condiționat pornit și mergând cu 160-180 de km pe oră. Știți foarte bine că, deși nu e legal, majoritatea oamenilor cu genul acesta de mașini, cam cu vitezele astea, se deplasează și pentru ei este important nu cât consumă mașina la 80 de km pe oră, ci cât consumă la 180 de km pe oră. Și deci probabil față de benzină, la rulajele astea mari, adică gen 20-25 de mii de km pe an, vorbesc de România, că în Europa 20-25 de mii de km la un Megane din ăsta e pe 6 luni. Deci în acest moment, într-adevăr, mașina este ce trebuie să fie, pentru că la zona aceea de viteze ai cuplu mare și fără să faci retrogradări, pur și simplu doar apeși pedala de accelerație și mașina se mișcă după dorința ta, ai un consum rezonabil, un șasiu foarte performant care îți permite să te simți foarte, foarte bine. Chiar în timp ce filmăm, în fața noastră am ajuns un Megane RS din varianta care nu se mai fabrică, deci fostul Megane RS, o mașină foarte performantă. Și singura chestiune care m-ar ține pe mine în loc de la acest diesel este prețul. Adică acei 2000 de euro eu nu le găsesc justificarea, pentru că diferența de consum este foarte mică. Și poți merge bine mersi, deci pentru cineva care dă 20 și ceva de mii de euro, 2 litri la sută e o diferență mică, părerea mea, între benzină și diesel. Iar benzina este, fără îndoială, net superioară la toate capitolele, în afară de consum. Deci eu nu am găsit ceva la care acest GT diesel să bată motorizarea benzină, cu excepția consumului. Nici măcar pe reprize nu mi s-a părut că e mai spectaculos sau, mă rog, poate că are anumite zone în care să fie mai bun decât benzina, dar nu cred, pentru că EDC-ul cu 7 trepte beneficiază de acele 7 trepte și e posibil ca în realitate, o să urmăriți filmele și o să vedeți diferențele pe reprize, să fie chiar diferențe mari în defavoarea dieselului. Cele 7 trepte ajută la dinamică foarte mult. Și deci la 24.000 de euro, iarăși e problema că sunt și alte opțiuni. Poți să accesi și alte opțiuni dintre mașinile concurente, mai ales că sunt discounturi foarte bune. E o mașină pentru fanii diesel. Deci pentru a închide această experiență cu Megane-ul GT diesel, o mașină care frânează bine, se manevrează extraordinar, cel mai bine, are cel mai bun șasiu după părerea mea din acest moment din segmentul compact, mă refer la șasiul de GT făcut de cei de la Renault Sport, adică este un mix de confort, e aproape la fel de confortabil ca o mașină de stradă, dar în același timp suficient de sportiv ca să vezi diferența, indiferent cât de necunoscător ești. Costuri rezonabile de întreținere și exploatare până la urmă, pentru că dincolo de prețul de achiziție și astea contează, da? Ai distribuție pe lanț care ai scăpat cu ea de problemele clasice, hai să facem distribuția la câteva luni, la 6 luni sau la mai știu eu ce, în funcție de câți kilometri faci, cum e la un 1.5 DCI. E un motor fiabil,
Sper că și în varianta asta twin turbo este la fel de fiabil. Cred că va face ceva vânzare, nu știu dacă la noi neapărat în România, dar în Europa o să aibă o cotă interesantă la vânzări. Dar concluzia, și cu asta am încheiat testul, dacă ar fi să am acum 24.000 de euro în mână, aș lua varianta benzină. GT205 benzină, care într-adevăr este un GT.